Ultimele săptămâni în marile orașe, polenul otrăvit s-a răspândit din nou în aer. E un coșmar fără sfârșit pentru cei care sunt alergici. La Timișoara, oamenii evită în această perioadă parcurile și zonele cu vegetație. Eu am. Tu ai, bun. Cum se manifestă? Îmi curge nasul dimineața mai ales, curg ochii și strănut foarte des. În perioada asta? În perioada asta și mai aproape toată vara sunt așa. De ceva timp încoace, cam de 2 ani. M-am apucat acum 2 ani și de atunci în fiecare vară sunt la fel. Până și vecinii care nu locuiesc au un curte plin de ambrozie și nu taie iarba. Să găsească modalități de combatere. Cea mai bună cale chimice. Ar trebui primăria și privații să găsească ambrozia pentru că sunt unii oameni care suferă mult. Medicii atrag atenția că alergia la ambrozie poate avea efecte grave asupra sănătății, iar în timp poate duce la astm. Au recomandări foarte clare pentru pacienții care ajung la spital cu nasul și urechile înfundate, ori probleme de respirație. Dacă ar exista niște sisteme de monitorizare a polenului, care să fie cuplate cu un sistem de alertă a persoanelor, toată lumea ar putea afla când începe să crească polenul și ce se întâmplă cu acest polen. Cei care se știu alergici, cu strănut, cu nasul, fundat nasul, imposibilitatea de a respira, care se agravează noaptea. Activiștii luptă de ani buni ca să convingă autoritățile să ia măsuri. Primele petiții online din urmă cu 5 ani au dus într-un final la adoptarea legii care îi sancționează pe cei care nu curăță planta otrăvită. Sunt vizate în special terenurile abandonate din sate și orașe. Și totuși, lucrurile sunt așa cum le vedem cu toții, adică cumva la voia întâmplării, pentru că nimeni nu se teme de amenziile care sunt impuse de această lege. Puțin sunt administratorii, primarii, consiliile locale care iau măsuri coerente împotriva combaterii acestei buruieni. O plantă de ambrozie generează până la 30.000 de semințe și face vreo 3 miliarde de grăunțe de polen. Sunt acele grăunțe care provoacă, de fapt, alergiile. Iar semințele de ambrozie rezistă 40 de ani în pământ. Potrivit legii, proprietarii persoane fizice care nu înlătură ambrozia pot primi o amendă între 1.000 și 5.000 de lei, iar firmele și celelalte persoane juridice între 10.000 și 20.000 de lei.